Și bine ai găsit nou vlog. Asta dăm note la un vlog, la un nou vlog cu familia Merimi. Un like și un subscribe înainte de toate. Rișurul meu, Alex, vede și el cum e. Asta e episodul, eu l-am văzut 3 minute și 10 secunde. Până unde e linial. Avem ce pierde în grădină. Dar cum ai de la final? Cumpărăm noi ce pierde în grădină. Ce s-a întâmplat cu mașina noastră? Ori rămânem fără cauciucuri? Și... și... ce e și? Poate? Ce e asta? Distrusă. Deci? Cea mai proastă cumpărătură pe care am făcut-o noi vreodată online. Mâine, deci o să cumpărăm altă bicicletă. Hai, Matei, să o batem până la urmă. De aceea, fiți foarte atenți la cumpărături. Bună dimineața, lume, soarele n-a răsărit. Bună dimineața, lume, noi un pic am ghiveit. Toată lumea în parcare. Ne pregătim de un nou challenge. Ce challenge am? Aici am pijamalele, dar noi mergem la magazin să cumpărăm mai multe produse pentru challenge-ul nostru nou. Pijamale împlăsuțe de la farmacie. Pijamale farmaceutice. Reclamă, revenim. Mai sunt încă 15 zile și... și... ce e și? Oh, e vacanță în Republica Moldova și mini-vacanță în România. Deci, ne vedem cu tot cei din Republica Moldova și România la Dinosaur World Transilvania să sărbătorim ziua copiilor împreună! Ce e acolo? Mergem? Ionuț, mergem? Cine spunea că vrea mâncare? Ionuț! Albinița mea! Iată așa la noi la grădiniță, tot se schimbă de sine stătător. Da, Ionuț? Stăm vreo 2-3 ore, dar în schimb ne învățăm. Și punem păpucei sâmburi la fel la loc. Doar că e cealaltă picior. Cealaltă. Eu vreau să văd ce face Ionuț, dar eu am ceva. Ia, priviți aici, este o surpriză de sfârșit de anul școlar. Și grăniță. Mergem? Tu singur? Tu singur să învățăm? Da, am tot căutat o vulcanizare mobilă, dar nu am găsit. Din care motiv va trebui să mergem la una... Tata, cred că tata face asta. Vă rog eu. Asta și te clătește telefonul, dar opri și dai imediat. Am putut să vă arăt cum este îmbrăcată educatoarea noastră. Adevărată albinuță de dimineață. Eu am emoții. Am emoții mai ceva ca Matei. Matei este în altă grupă. Aici se pregătește o surpriză pentru toți copiii. Va fi o activitate de vis. Nu o vor uita niciodată. Eu albinuță la albinuță. Mulțumim! Succes! Mulțumim! Băiatul de-am trecut a fost super ok. Din păcate, anusa nu este acasă și nu ne schimbă roțile. V-am promis că vă arătăm surpriza lui Matei. Ia vedeți ce se întâmplă în grupa lui! Toată săptămâna au avut activități cu diferite insecte, mai cu seamă despre albini. Matei deja e băiat mare, știe zilele săptămânii, rând pe rând, pe toate. Așa decor frumos, de o plăcere să mergi la grădiniță. Educatoarele și-au depus toată străduința, mulțumim! Și copiii vor fi repartizați pe diferite centre să lucreze în echipă.
super fain, care vor face construcții, care vor desena, ceilalți vor căuta ceva prin apă și nisip. Foarte frumos. Dar cel mai important, au o surpriză super faină. Sperăm că vom obține niște poze. Au adus un stup de albini adevărat și copiii vor vedea mierea. Deci haideți împreună să-i scriem succes lui Matei la activitate, iar tu să ne spui nouă ce activități ai făcut ultima perioadă și dacă ți-au plăcut. Până din spas ne delectăm cu cărnițele mie. Foarte frumos. Da, și cu ardei umpluți adorații noștri. Și pește ai tati acolo? Păsăr. Sau altceva? Nu. Biban. Biban. Anul trecut am apelat la vulcanizarea mobilă și am schimbat albinopele acasă. Între timp băiatul a plecat peste hotare și acum trebuie să căutăm o vulcanizare prin oraș. Dar voi dacă știți un nume de echipă de vulcanizare mobilă aici în Oradea, vă rog frumos să scrieți în comentarii. Deci vom merge cel mai simplu. Vom alege vulcanizarea după cele mai bune review-uri. O, am găsit una. Iar înainte de a vizita o vulcanizare, vom merge la o spălătorie. Din două considerente. Primul este să nu se mândrească cei de la care muncesc la vulcanizare, de la anvelopele murdare. Băi și fete, scuzați, eu astăzi n-o să văd mult, n-o să văd toată, fac partea de toată cu video ăsta. O să o văd jumate. Și în partea a doua o să văd toată. Deci eu nu văd. Deci în partea a doua o văd toată. Deci la cam 10 minute și ceva. La 10 minute o să decatrăm. Hai să întoarcem camera. Și scuzați-mă din greșeală. E doi, ca anvelopele pe care le depozităm pe vară să fie curate. Da, parcă e un depozit de anvelope aici. Păi, depozităm și ale noastre aici și scriem mele mici, să ținem la călduț. Nu este o idee rea, dar avem suficient spațiu și acasă. Ce s-a întâmplat cu mașina noastră? Ori rămânem fără cauciucuri? Poate de astăzi ne angajăm la vulcanizare? 24 de ore să lucrăm aici? Trecem, adu-mi uiscas. E timpul... Ce ziceți de așa un challenge? Scriți în comentarii. Dacă vreți ca familia mele mie să muncească o zi la vulcanizare, să vedem câte voturi avem și câte like-uri. Matei, cum a fost la grădinită? Ai fost albinuță? Da. Te-a plăcut? Da. Tada, cine merge la plimbare? Șezi, șezi. Bravo, azi. Este dimineață și uitați-vă ce am constatat noi. Cea mai proastă cumpărătură pe care am făcut-o noi vreodată online. Toate sticlele noastre sunt goale. Deci, acest dispozitiv nu recomandăm nimănui. Și cel mai probabil le vom restitui, pentru că am cumpărat foarte multe. Vânzătorul a menționat în descrierea produsului că 600 de mililitri se vor duce în 6-7 zile. Noi nu avem nici 24 de ore și deja s-a golit și tăvițele toate sunt pline. Unde stau păsările, așa ceva nu s-a întâmplat. Și mulțumim celui care mi le-a vândut. Dar unde sunt sticlele, a plecat tot. Da, sticlele sunt de 500 de mililitri. Da, păi de ce a plecat așa de repede? Dar aici... O sticlă de un litru jumătate a plecat așa, rapid, alta a rămas de căsul
tot așa. Și tot așa. Peste tot. De aceea fiți foarte atenți la cumpărături. Noi nu recomandăm dispozitivele și foarte bine că v-am și spus și vouă. Asta este sarcina vlogului nostru. Să cumpărăm, să testăm și să vă împărtășim experiența noastră. Da, apa e peste tot. Nici o excepție, nici o sticlă nu a rămas goală. Noi am cumpărat 40 de șmecheri de astea, care la prima vedere și la înfățișare pare a fi utile. Și șmecheriile astea ne-au costat 469 de lei. Dar și mame, soarta plantelor. A, tati, și plus am cumpărat apă, sucuri, dar asta nu se ia în urmă. Da. Și am zis să introducem în acest vlog și experiența noastră, rezultatul la aceste dispozitive, ca să nu reușiți cumva să faceți greșeala noastră. Poate că la alți vânzători aceste dispozitive sunt ok, dar ce... Jos nouă acasă, ați văzut cum sunt. De aceea noi recomandăm, dacă chiar vreți să cumpărați, luați un produs și faceți test și după aceea luați restul de cât aveți nevoie. Cred că așa vom face și noi. Melisa, Mircea, nu ați observat nicio schimbare la mașină? Prunțile, astăzi dimineața am văzut pe tati că scotea ceva roz din portbagaj. Dar eu credeam ce că tu ai observat după sunetul mașinii. Într-adevăr, când roțile sunt de vară, mașina se aude mai puțin. Lesa și plasa și la plimbare. Ce azi? Facem o bălăceală în piscină? Nu, acolo nu e. Mai avem 9 minute și 7 secunde. Măcrișul a ieșit, dar nu vrea să se dezvolte. Pentru că rădăcinile ei nu au unde pleca, nu au pământ. Imediat aduc ghivici. Da. Chiar parcă e un șar pe furtunul. Adem ghivici, mai vechi. Care să tot... Să te acolo, pe treabă. Eu am zis ca să-mi folosim și pe asta. Avea, dar l-am... Ce drept că l-am ținut așa deschis, s-a dezvântat și parcă e ok. Se uscă. Se uscă, se uscă. Nu trebuie și tomatele să le răsădim, tati. Doar că când vin copiii, altfel o să se supere rău. La tomate împădurit. Dar cam peste tot așa e acolo. Da, avem o grădină excepțională. Și foarte roditoare, apropo. Așa e dacă am pus totul când ningea. Vă amintiți? Toată ziua atunci a nins și noi ne-am bucurat foarte mult. Deci, a funcționat? Da. S-a meritat cadoul Melisei. Foarte curând vom mânca căpșunele să vedeți cât de mari sunt. Ce e asta? Și încă una, oare fac bine la plante sau nu? Ei, fugi! Fugi! Cine știe să ne spună? Poate din cauza asta ele nu cresc, tati. Ia să văd. Aici nos și ce rapid este. Nu știu, nu știu dacă e bun. Deci vă așteptăm la măcriș. Dacă ai gustat vreodată, scrie în comentarii dacă ți-a plăcut. Da, acum imediat începe lupta la Melco. Bravo! Niciodată nu lăsăm uneltele pe unde nimerește. Dar eu totuși vreau să răsădesc coacăza. Mamă, aici mi-a mai rămas de atunci. Răsădim coacăza noastră. Hai! Nu e chiar simplu. Așa este. Și punem pământ prin trezor. Parcă era de aici. Mami, o lopată mai mare n-ai găsit? Mai mică, de fapt. Prima ce am găsit la îndemână, aceea și-am luat. Nu sunt pentru copii, mă. Lasă că ne jucăm și noi, nu suntem copii. Ei, nu știu că așa până mâine dimineață cu o fățică asta. Nu mai știu până mâine dimineață. Important coacăzea noastră să facă fructe.
câteva fire de iarbă din astea. Ierbicidul nu a apucat să o omoare, dar e foarte, foarte puțin din ceea ce era aici. Deci a funcționat, mai. A funcționat pentru că ai pus ierbicidul atunci când a răsărit primul gazon, prima iarbă. Și, de fapt, pălănida asta care este, nu iubește ierbicidul. Și s-a uscat, ați văzut și voi în videourile anterioare. Iarba rămas? Stai un pic. Noi avem ciuperci. Avem ciuperci în grădină. Tati, tochitură din ciuperci, vrei? Lasă, cumpărăm noi ciuperci buni. Am văzut că deja Matei face progrese și se ține pe bicicletă cu două roți fără să pună piciorile pe pedale. Și de aceea vrem să-l încurajăm să meargă pe o bicicletă mai mare și mai serioasă. Dar trebuie să-i umflăm roțile. Iar roțile ajutătoare să le scoatem. Hai, Matei, să încercăm. Să te ajutăm. Ia, ia, și nu spui. Ia să mă opresc. Gata. Așa, și calabrată? Dar roțile mai tăi sunt crăpate de la soare. Da? Dacă te înveți să mergi pe ea, te asigurăm. Curând vei avea și altă bicicletă, una nouă. Le învăm ca la mașină. 2,2. Între 6 și 9 iulie, cetățenii Uniunii Europene merg la vot. Pentru a-ți proteja. Că se reușește, vezi? Încercăm să oferăm mingea fără viac. Nu cred! Păi ce răunțați! Era undeva acolo, dar nu a fost nici să-l căută. Nu am mai zicat-o. Cine mai ține minte, printre primele vloguri a lui Mirița și a lui Mircea, cum își repare singur pedalul. Și următoarea dată, așa tare, merge jos. Matei, nu ți-e frică? Nu. Eu zic să-ți iei cotierele și la genunchi. Hai, mai să testăm. Așa. Deci înainte, mai privește în jos. Înainte. Așa, înainte, privește. Bravo! Matei, bravo! Bravo, de sigur! Da, roți! Bravo! Matei! Și i-am spus Matei, cu unica condiție, atunci când case să nu pleci mult. Pentru că așa e la prima învățătură. De fapt, această bicicletă a fost motivația lui Matei. Matei, ții minte! Este cadou de la ziua ta de naștere! Și acum este a mea! Și deja Matei este pe o bicicletă și mai mare! Hai! Ui! Mai încercăm o dată? Da! Atunci! Ce să mă împăr? Păi eu nu. Bine! Hai! Așa, ușurel, ușurel! Hai! Ajungi? Încet. Bate, bravo! Încet, nu te grăbi. Matei, ia pe piscină! Nu! Privește înainte. Hai, hai, Matei! Ia privite-l pe Matei singurie! Bravo! Yeah! Meriți 20.000 de like-uri. Îți place? Uh-huh. O să mergem pe pistă? Da! Acolo? Da. Departe, la copii? Da! Hai! Trebuie să ne antrenăm. Nu mă te vrei singur să ne arcă. Este! Oh, bravo! Hai, încă o dată. Nu, mami, ce ai pățit la pedală? Ce e asta? Distrusă. Tati, obligatoriu,
Mâine eu ți-o să-i cumpărăm altă bicicletă. Câți ani are bicicleta asta? E cât Mircea, da? De la botezul lui Mircea este bicicleta. Are 9 ani de zile. A trecut un pic. Hai, Matei, să o batem până la urmă. Bravo! Iată-te la drum. Una cameră, una roți. Asta a fost videoclipul, un like și un subscribe. V-am pupat, papa. Eu am fost Laurenci, papa. Mergem. No.